Haideți, mă, coreografia repede. Aici va fi tăruza voastră, nu? Da. Da, aici va fi tăruza voastră, pentru că aveți și pub-ul aici. Când? 15 august. Da, e termenul. Noi sperăm mai repede. Să vedem cum mai repede. Prima dată când s-o umple cu oameni. Mă, sincer, sper, da. Copiat și el, după un proiect probabil nu e nimic copiat. Se respectă, da, niște cerințe și lojele astea sunt încriabile. Trebuie să înțelegeți acest lucru, de către firme, de către cine ar fi interesat. Și este un venit destul de secret. Câte locuri ați ocupat la loje? 225. Vor fi și metri la... O să fie 12 metri în care trebuie să fie gratenele trebuie să fie în ce mai... Sală de socializare de 400 de metri. Nu aveam. Trebuiesc vestiare pentru a primi echipe în cupele europene. Vestiarele pe care le aveam noi nu erau funcționale. Trebuiesc săli de antrenament, antidoping, toate lucrurile astea sunt aici. Sunt prinse toate. Vivi concret în cupele europene până la ce mică? Se poate juca până la grupele Champions League. Da, și să lămurim și locurile de parcare. Deci în locurile de parcare, în locurile primării. Și va fi demolată. Da, va fi demolată. O să pună ceva. Să
marginea acoperișului de acolo și până la tribunalul. Dar nu s-o mai întâlnă, nu s-o mai întâmplă nimic. Și nimic, scaunele o să fie rabatabile. Scaunele rabatabile acolo și acolo. Și la tribunal. Da, în rest aici vor fi... Sunt de trei ori mai scumpe scaunele rabatabile decât celelalte. Și or să fie fișe, nu? S-au puse direct în jos. Nu, eu știu că pe muchii asta aici. Muchii lucrează scaunele. Atât.